istoria locului. Lindsay Chiriac vă spune bun găsit și în această ediție emisiunii Istoria Rockului. Așa cum v-am spus încă de săptămâna trecută, astăzi revenim la zona underground și o să avem de discutat două ore despre scena underground autohtonă. Apoi urmează un program de noutăți discografice, o să aveți multe, multe surprize. Și după știrile de la 12 noaptea intră în calcul albumul săptămânii. O să aveți destul de multe lucruri interesante de audiat și astăzi. O să aveți de ascultat multe lucruri interesante atât din zona rockului autohton cât și din zona internațională. Iar invitatul meu este Mihai Coro Caravețeanu, pe care îl știți foarte bine și pe care l-am adus și astăzi pentru că avem ce să vorbim despre rockul underground până la 11 noaptea, mai ales că sunt câteva subiecte și câteva teme pe care n-am putut să le luăm în calcul acum vreo 3 săptămâni, dacă mi-aduc bine aminte. Drept urmare, Coro, îți spun din nou bun găsit aici la Istoria Rockului. Voi fi alături de mine până la 11 și hai să-i dăm drumul. Noi am vorbit data trecută despre, în principal, despre cum pun problema trupele în zona underground la început. Am vorbit un pic și despre tema concertelor. Azi vom vorbi mai mult despre concerte, însă mai trebuie să încheiem un subiect pe care l-am început data trecută, legat de cum pun problema trupele în zona underground, mai ales la început. Am făcut câteva comparații cu ce se întâmplă afară, mai ales din zone foarte importante în muzica rock, precum este Germania. Și între timp am primit și eu o grămadă de întrebări și de răspunsuri la ce am spus, spunându-ne că avem așa dreptate, dar trebuie să ținem cont de situația în care se află România. Bineînțeles, foarte mult se refereau la bani. Eu am mai spus-o și acum 10 ani, și acum 20 de ani, și acum 25 de ani. Muzica rock și muzica în general este o chestie facultativă. Nu ești obligat să o cânti. O cânti dacă îți face plăcere, dacă simți și dacă ai un anumit nivel. Pentru că muzica rock nu e chiar pentru oameni amărâți. Adică ca multe alte domenii și la pescuit și nu știu, și în o grămadă de sporturi. Trebuie să ai niște bani, trebuie să ai un capital încât să poți porni de la nimic doar că ai așa o dorință, nu se poate face absolut nimic. Eu consider tot Uite, timpul că de exemplu, Eduard Ban, e un hobby, adică să ai o trupă, să cânți la un nivel cât mai ridicat, e un hobby la fel de costisitor ca oricare alt hobby. Dacă vrei, Coro, să ajungi undeva, că de exemplu înainte de 89 costurile nu erau așa de mari. De ce? De obicei, dacă aveai o trupă, în general oamenii erau cei mai mulți angajați, nu știu, la o fabrică, la o întreprindere, la un institut de cercetări și așa mai departe. De obicei, dacă aveai, îți făceai o trupă, foarte multe instituții îți dădeau o cameră de repetiție cu, nu neapărat cu rugămintea, cu, adică nu le plăteai, dar te rugau, domne, la cântarea României reprezentați fabrica X în cântare. Și atunci, tu practic, unii mai aveau și ceva scule, e adevărat, erau proaste, erau, calitatea era îndoielnică, dar să mai cumpărai o chitară, mai ok, dar aia era pentru nivel de just for fun. Dacă vrei să-ți faci o formație acum
și să scoți discuri, să mergi în turnee. Nu zic să încerci să intri în calcul și la nivel european cel puțin, nu mai țin astfel de... Da, e nevoie de o investiție destul de consistentă. Exact, exact. Mai ales că acum tot... Și lucrurile nu se opresc la o investiție inițială. E ca în orice hobby costisitor și unde vrei să ai, unde ai o țintă destul de ridicată, trebuie să investești constant, lucrurile să se întâmple într-un anumit ritm și să fii pregătit pentru genul ăsta de efort. Exact. Tocmai de asta cele mai multe trupe încep activitatea cu un material, hai să spunem, reușit sau promițător, după care se sting pentru că se lovesc de realitățile astea, care de fapt n-au legătură cu muzica, au legătură cu nivelul de trai, cu... Uite, în emisiunea de astăzi avem o trupă care vine dintr-unul dintre cele mai sărace orașe ale României, e inclusiv zonă, cum se spune, defavorizată, declarată cu un șomaj mult peste media din România. Asta am spus-o pe ideea că trebuie apreciați pentru entuziasmul și pentru efortul lor cu atât mai mult, știi? Când vii dintr-o comunitate din asta mică de oraș monoindustrial, e ca și cum arta, cultura, astea sunt considerate un fel de mofturi când lumea n-are din ce trăi, știi? Sau o țin de pe zi pe alta, așa. Și cam asta se întâmplă cu foarte multe orașe de provincie din România. Vrei o trupă, trebuie să faci și un efort serios. Da, păi, exact am spus, așa era și pe vremuri. Erau foarte puține orașe care puteau susține niște trupe care se susțineau prin public, prin vânzarea de bilete. Erau în general orașele universitare, gen Timișoara, Cluj, Iași, bine, Bucureștiul normal, mai era aici colo Oradea, numărai pe degete. În rest, ce trupă apărea din altă zonă avea viață grea. Dar, ți-am spus, acele trupe nu se gândeau la discuri, nu se gândeau la turnei, pur și simplu cântau de plăcere, nici nu ieșeau din orașul lor, aveau acolo câteva cântări pe an sau prin zona lor. Așa erau și în București, foarte multe trupe care cântau doar în București, nici nu le trecea prin cap să... Așa, dacă se gândeau să-și tragă o piesă la radio sau la TV, că cam acolo se putea înregistra, era maxim atins de ei. Da, acum sau să participe o dată de două ori pe an la festivalurile tinereții de pe vremuri, la festivalurile concurs, da, care de altfel o mare parte dintre ele au rezistat până la sfârșitul anilor 90. Da, dar și ce se întâmplă? Și au fost chiar o gură de oxigen pentru scena independentă de underground. Da, și ce se întâmplă, Coro? Și acolo să participi, trebuia să te știe cumva lumea. Iar cel mai bun lucru pe care puteai să-l faci era varianta live. Acolo era testul suprem și acolo creșteai popularitatea. Mai puțin cu piesa înregistrată, pentru că oricum nu te difuza nimeni. Sau cel mult odată într-o emisiune așa de promovăm tinere talente, oricum era ca și zero. Dar live-ul era baza oricărei trupe, chiar și după 90. Că erau niște festivaluri, cum era la Buzău, cum era la... cum de mai era, la Râmnicu Vâlcea, la, cred că la Piatra Neamț mai era un festival. La Piatra Neamț, Young Rock for Young, da. La Craiova. Craiova mai era, într-adevăr. Deci mai erau așa prin țară, dar alea era, știi cum e, te duceai, cântai la concurs 5 piese, erau 10 trupe pe zi, era greu să ieși în evidență. Cert e că oamenii de atunci nu aveau pretenții, pur și simplu cântau de plăcere, își doreau așa din când în când să iasă pe scenă, pe când trupele
din underground-ul de acum, visează din prima lună la disc, festival și turneu în Europa. Eu am vorbit cu foarte multe trupe. Eu spun că sunt niște așteptări în marea lor majoritate nerealiste și în momentul în care ai așteptări prea mari, riști să cazi foarte de sus. Da, adică să te dezamăgești prematur, chiar dacă ai talent, chiar dacă poate ai o perspectivă, chiar dacă poate ai inclusiv finanțare măcar pe termen mediu ca să poți să faci treaba asta. În momentul în care ți închipui că o să rup din prima și nu se întâmplă, te frustrezi. Am văzut foarte frecvent treaba asta, mai ales la noi. Dar nu e numai un obicei românesc. Am văzut și pe la italieni, la fel se întâmplă. Tocmai de asta, cred că unul dintre cele mai importante lucruri pentru o trupă aflată la început de drum este să seteze corect așteptările în legătură cu propria lor activitate și să-și construiască un plan realist care se poate întâmpla, să spunem, în 6 luni, într-un an, într-o lume normală, că acum nu mai trăim într-un niște vremuri care nu corespund normalității și tot așa. Cred că acest setup mental, în așa fel încât să te concentrezi asupra faptului că trebuie să mergi încet înainte, că fiecare lucru care ți se întâmplă e lucru mic care se întâmplă cu trupa, e un pas înainte, adică contează, și să apreciezi fiecare formă de ajutor pe care o primești din jur. De ce? Pentru că e foarte clar, inclusiv o reacție negativă din partea unui ascultător înseamnă că cineva a pierdut vreme de 5 minute timpul cu tine ca să-ți asculte o piesă pe YouTube, să spunem, sau pe o altă platformă din asta de streaming. Și atunci, dacă îi spune că nu ți-a plăcut, el deja, dacă ai obținut o reacție, indiferent ce fel de reacție e mai bine decât nimic. Data viitoare ar trebui să o faci mai bine, să te gândești în ce fel să încerci să te mulțumești în primul rând pe tine însuți, nu pe ceilalți. În același timp să apreciezi orice formă de feedback ai primit de la orice fel de ascultător. În momentul în care ești băgat în seamă de radiouri, de lume din, hai să le spunem, profesioniștii din business-ul ăsta, cu atât mai bine. Înseamnă că ești pe drumul cel bun. Hai să-ți mai spun, Cora, cum am parcurs eu așa, mai ales ultimii 30 de ani, pentru că nu știu dacă tu mai știi, când am dat drumul la emisiunea Studio Rock, pe lângă trupele de afară normal, am luat în calcul periodic și trupele autohtone și tot le spuneam, domne, aveți o casetă demo, aveți o piesă trasă, nu contează bine cât de cât să se audă. Așa erau vremurile atunci, puteam să... Le-am spus, domne, trimiteți și difuzăm, nu e o problemă. Și tot așa, trimiteau, bine, nu prea erau înregistrări, că nu prea aveau oamenii bani, nici nu erau studiouri foarte multe, nici nu prea aveam oameni specializați în zona asta de rock și metal cu masterizare, cu înregistrări, mixaje și așa mai departe, dar cât de cât. Și uite, așa am dat pentru prima oară Altar, așa am dat pentru prima oară Neurotica, așa am dat Gad, așa am dat, nu știu, erau destul de multe, Psycho Symphony, vorbesc de anii 90. După care, de când a apărut internetul, mulți consideră, lasă dumne că ne descurcăm noi, nu avem nevoie de nimeni, le urcăm noi pe YouTube sau le punem pe Facebook și am rezolvat treaba. Total greșit. Dacă ar fi fost așa, în Germania n-ar mai fi trebuit să fie, nu știu, Century Media, Nuclear Blast, Rock Hard, Metal Hammer și așa mai departe. Toată lumea rezolva. Deci partea asta doar cu internetul nu este cea mai bună soluție. Pe de altă parte... De fapt, eu aș spune că pentru o trupă mică, la început de drum, internetul poate să fie în egală măsură cel mai bun prieten, dar în egală măsură și cel mai teribil dușman. Pentru că dacă înainte materialele demo sau debuturile treceau printr-un oarecare filtru pe care îl ofera presa de profil, casele de discuri,
Cumva trupele se cerneau în felul ăsta. În momentul ăsta, absolut toată lumea care scrie un disc, o demo acasă, îl urcă pe internet și așteaptă feedback. Ori se prea poate ca în oceanul ăsta de muzică mediocră un material bun, interesant să se piardă dacă nu e suficient promovat, adică dacă nu se atrage suficient atenția asupra lui. În modul ăsta, așa. Pe de altă parte, internetul probabil că în prezent reprezintă principalul instrument de promovare la care trupele pot apela raportul între costuri și efectul obținut este destul de decent, dacă treaba e făcută cu un pic de cap, Da, cu un pic bine. de... Noi discutam și data trecută, ți-am zis, am vorbit cu mulți muzicieni de-a lungul anilor și tot îmi spuneau, domnule, mi-am făcut o trupă, uite, înregistrăm un scurt timp o piesă și ți-o dăm. Bineînțeles că m-am întâlnit cu ei după jumătate de an, trupa aia a dispărut, adică ei practic s-au format, dar n-au făcut nimic și s-a desființat. Sau scot două, trei piese, sau înregistrează două, trei piese, bineînțeles fac un videoclip, cheltuie bani, după 3 luni, trei din cinci muzicieni pleacă, se duc în altă parte, vin alții. Le-am explicat, domnule, trebuie să te gândești clar, vrei să cânti sau nu vrei să cânti? Dacă vrei să cânti, planul e pe ani, nu e pe 2 luni sau pe vară. Exact. Îți trebuie Și mai mult niște decât atâta, echipamente. trebuie să ajungi să te și setezi mental, să fii capabil de anumite compromisuri între membrii. Știi ce am realizat? Cu cât trupa e mai necunoscută sau mai la început de drum, cu atât certurile sunt mai frecvente, știi? Adică, de fapt, oamenii vin și pleacă dintr-o trupă fără să aibă foarte mult de împărțit. Ei nu împart nimic, că e ca și cum dacă împarți un zero la 5 persoane, tot zero e. E aproape amuzant când te gândești. Chiar am avut și în România, sunt mai mulți, adică în frecvența cu care treaba asta se repete, e mult mai, nu mult mai mare, dar mai mare decât media. În mod normal, îmi dau seama că, de exemplu, într-o țară ca Germania, am avut ocazia să lucrez cu multe trupe de acolo, din astea la nivel underground, oamenii ăia nici măcar nu-și aleg un nume pentru trupă. Întâi vor să vadă dacă pot să cânte împreună, dacă pot să petreacă timp împreună. Adică sunt foarte multe lucruri care țin de felul în care ei se potrivesc într-o anumită combinație și de-abia cum se spune în englezește, first things first, adică să le luăm pe rând și să ajungem la niște concluzii. Dacă sunt fericite, putem merge mai departe. Dacă nu, ne strângem mâna, rămânem prieteni și probabil o să rămânem și prieteni de șpriț și colegi de stat în fața scenei la orice concert din zona respectivă. Și e foarte interesant că realizez lucrul ăsta în momentul în care te întâlnești cu ei la alte concerte și realizezi că ei petrec timp și împreună și ca prieteni. Nu sunt doar muzicieni care se văd o dată pe săptămână, 5-5. Eu acum vorbesc strict de nivelul underground, în Da, care am amiciția, înțeles. prietenia dintre oameni trebuie să existe. Nu sunt muzicieni profesioniști care să-și dorească să meargă mai departe, știi? Adică cu un plan bine stabilit. Adică noi nu vorbim acum de o trupă de aia, din aia pe modelul Iecu Tărescu dintr-o trupă mare și cu încă unul și mai aduc ei doi prieteni din anturajul lor și din prima au un demo, știu foarte bine că merg la Century Media sau la Nuclear Blast, aia o să-i asculte, există șansa să semneze doar din cauza că doi dintre ei cântă în alte trupe semnate acolo și tot așa. Nu, aia e formula fericită. Dar dacă stăm bine să ne gândim, inclusiv ăia n-au reușit la același nivel cu trupele lor proiect, așa cum au reușit-o cu trupele lor serioase. Așa e, da. Noi vorbim Exact. strict de trupele underground cu muzicieni no name care fac primii pași.
Ți-am zis, am stat de vorbă cu zeci și zeci și zeci de trupe și am explicat, domnule, sunt niște pași pe care trebuie să-i faci, nu pentru că ești în România, pentru că așa se fac peste tot, mai ales vorbesc de țările civilizate unde rocul are un nivel. Toți îmi spuneau, lasă, domnule, că știm noi ce trebuie să facem, lasă. Îți spun că trei sferturi nu mai există nici ca trupă, nici ca muzicieni. Cert e că trăgând o linie și-au pierdut timpul. Aici e bine când te apuci de o treabă să ai în cap clar, să te aduni cu niște colegi cu care ai niște direcții clare împreună, tocmai ca să nu iasă certuri și discuții, din punct de vedere al direcției muzicale, trebuie să fii compatibil, așa, domne, uite, noi vrem să cântăm thrash metal. Nu e ca la noi. La noi cânti un gen, după un an vine unul, hai, domne, să schimbăm. Și sună trupa aia altfel și după aia altfel și pleacă încă trei. Și mai vin doi. Ăsta e un subiect care chiar merită aprofundat, pentru că s-a întâmplat de atât de multe ori la români, la trupele românești, încât a devenit aproape, am stăteam și mă gândeam, uite, de exemplu, recent acum am ascultat primul disc full al lui Die Sire, ăla din 1998, Gargoyles, scos la Bestia Records, după care am ascultat următorul lor disc, după ce și-au schimbat numele din Die Sire în Varganism și au scos o chestie care sună mai degrabă ca Samael pe Rain of Light, pe, adică cu electro, cu să vii. Asta în condiția în care primul lor disc, cu excepția soundului absolut îngrozitor, dar despre morți numai de bine, Alex Perin a stat la mixer la ei și atunci așa, erau niște compoziții și o muzică extrem de atractivă pentru momentul respectiv. Eu îl consider în continuare discul ăla unul dintre cele mai importante discuri ale anilor 90 pentru scena românească de metal extrem. Foarte inspirat, foarte bine interpretat, cântat straightforward, așa, fără prea multe complicații și cu vână, cu un drummer absolut peste medie la momentul respectiv și cred că și acum. Și după care vii cu un disc în care drummerul cântă doar 4-a 4-a, nu se mai arată nimic din valențele lui tehnice de dinainte, numai când ți Dead Black, că ți se pare că nu mai e ăla trendul, vii cu o chestie mai ușurică așa, îți pierzi și vechii fani care nu o să le mai placă nou material, deși tu crezi că îi convingi, pentru că dacă îi convins odată, o să întâmple și a doua oră. Ei bine, de obicei nu se întâmplă treaba asta. Cu cât o trupă are un following mai serios, mai consistent și mai fanatic, cu atât e mai ușor să-i pierzi dacă schimbi stilul într-un mod atât de radical. Și nu sunt singurul exemplu. Avatar au intrat fix în același clench. Au avut fix aceeași problemă și cunosc foarte bine problema, fiindcă mă ocupam de trupă la momentul respectiv. Din death metal au trecut la metalcore. Ăla era trendul în momentul respectiv. Am spus că e greșit. Nu m-a ascultat nimeni la momentul respectiv. Și exemple nu se termină aici. Sunt o mulțime de trupe. Cred că dacă mă gândesc, imediat vin cu 10 nume de trupe care au schimbat stilul fără să fie nevoie de treaba asta. Uite, hai să ne gândim la trupa Gat din Iași. Da, au scos un disc, chiar două, pe stilul ăla de gothic, death, nebunie cu vioară, cu așa. Nu erau ei cei, nu puteai să spui că sunt cei mai inspirați sau whatever, dar îl cântau bine, îl cântau cu șarm, găsiseră o rețetă cu care să se impună măcar în scena locală. Nu, tu vii după aia și zici, nu mai, acum cântăm folk de ăsta metal, că așa e frumos acum, că asta a început să ne placă nouă și oricum ăsta e trendul, acolo ne ducem. Dintr-o dată e mai cool să cântăm în stilul pe care îl cântă toată lumea acum. Nu, e complet greșit și demonstrează o lipsă crasă de personalitate. Adică, ce așteptări să mai ai de la o trupă care schimbă de la disc la disc? În trupele cele mai importante de pe planeta asta, în general, n-au schimbat, au descoperit o rețetă care le-a adus
milioane de ascultători pe planetă și au încercat să-i mulțumească pe oamenii atât cât era posibil și fără să faci foarte multe compromisuri de ordin muzical sau conceptual ca să poți merge mai departe. Și acum mă refer la un Motorhead, la un AC/DC, adică zeii absoluți ai acestei scene, care au cântat vreme de 40-50 de ani cumva cam același lucru. Uneori mai inspirat, alteori mai neinspirat, dar au rămas monștrii sacri ai scenei. Nu... Pentru că, Coro, uite, hai să... o să discutăm despre subiect, să spun și părerea mea, dar hai să ascultăm și o piesă cu Meta Dawn Skies. Istoria rockului cu Lenzi Chiriac. Thank you.
Ați avut Metadone Skies aici la Istoria Rockului. Așa cum bine știți, în fiecare emisiune în care avem ca subiect zona de underground, avem numai trupe din underground. Așa va fi și astăzi până la ora 23. Și uite, Andrei Stroie îmi scrie: minunați Metadone Skies, să pregătesc album nou. Într-adevăr, și am să las hai să spun eu părerea mea, că am zis că vorbim, fiecare ne spune părerea despre trupele pe care le avem aici. Piesa nu e rea, nu te prins că e o trupă românescă, seamănă mult cu trupele astea din ultimii 10-15 ani de afară. Singura problemă din punctul meu de vedere că e un pic cam lungă, fiind destul de liniară. Dacă oricum n-ai voce și oricum o ai atât, lungimea ei este un pic cam mare, aproape 7 minute, ar fi bine, nu știu, să ai niște ruperi de ritm, să ai niște pasaje care să te scoată așa cumva din starea asta, așa, care îți oferă o stare piesa, dar ți-am zis, e cam tot timpul cam același lucru, adică e cântat ok, dar după ce se termină, după 10 minute nu mai reții nimic. Din punctul meu de vedere, eu am încercat să abordăm și alte stiluri, adică niște nișe ale nișelor, și genul ăsta de muzică post-rock, psychedelic rock, sau cum am putea să-i spunem acum, că fără să ne pierdem prea mult în termeni, instrumental, e cumva într-un fel de trend în momentul actual. Adică pentru o anumită categorie, pentru propria lor nișă de ascultători, și e foarte interesant că ai subliniat faptul că nu sună ca în România, pentru simplu fapt că oamenii ăștia nici măcar n-au avut foarte multe surse de inspirație în stilul ăsta în România. Ei sunt una dintre primele trupe care au cântat stilul ăsta în România. Ce am ascultat acum e primul single de pe al patrulea lor disc Full Length, care muzica lor până acum, în ultimii 10 ani, cel puțin a primit mai multă atenție din partea publicului ascultător de așa ceva din afara granițelor, decât din România. Tocmai de asta, ăsta este și minusul pe care îl reproșez lor. Au fost foarte atenți de felul în care o să fie primiți afară, au dezvoltat un oarecare network, atât muzical cât și conceptual, cu o mulțime de trupe străine din proximitate. Aș spune, trupa reprezintă și organizatorii unui festival doar pe stilul ăsta, care se numește High Wire Festival și care s-a întâmplat de mai multe ori la Timișoara, dar într-un fel de bulă de confort, ca și cum ar fi doar pentru ascultătorii acestui stil, încercând ca vorba să se ducă din om în om, fără să insiste foarte tare la promovare, ceea ce consider că e greșit. În mod normal, în momentul în care îi trupe bune, noi, interesante, îți dorești, de fapt, să le vadă cât mai multă lume și să le oferi publicului, mai ales că e un stil nou, fresh, de atmosferă, nu e neapărat cel mai greu stil sau greu de acceptat. E fix genul de muzică în care poți să scoți o fată la concert fără să te temi că o să se sperie de diavolii de pe scenă, știi? Aș spune chiar din potrivă. E s-o bagi într-un mood plăcut, ca să spun așa. Mie îmi place trupa, am urmărit-o, i-am și văzut live de vreo 2 ori. Le-am urmărit activitatea, îmi place foarte tare că sunt extrem de atenți cu fiecare detaliu când vine vorba de sound, când vine vorba de copertă, când vine vorba de merchandise. În singurul lucru pe care îl pot reproșa e că sunt suficient de timizi în așa fel încât lumea să n-a auzit încă de ei după 10 ani. Ceea ce e destul de trist. Adică ar fi
foarte bine ca mai multă lume să-i asculte și să audă de ei. Da, da, Coro, ca să-i ascultă mai multă lume, asta e valabil oriunde la nivel planetar, trupa trebuie să facă ceva să ajungă la oameni. Că dacă ei nu trimit piese, nu trimit informații, bine, poate în nivelul ăsta e greu să ai totuși manager, dar măcar tu ca trupă. Eu am vorbit cu foarte multe trupe undergroundului din Germania. Dom'le, ei știau clar, dom'le, când o să avem 3 piese, 4 piese trase, dar stăm un an, 2, pentru că le e rușine să iasă cu o chestie proastă. Exact. Pentru că a ieșit prost, îți dă în rock hard nota 3, mai bine îți schimbi numele și o iei de la început. Da, 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 da. Și ei știu, dom'le, avem 3 reviste unde putem să trimitem, avem 2-3 posturi de radio, avem niște organizatori de concert, de concerte, da, niște cântări în cluburi unde știi că în Germania, în general, sunt o serie de cluburi care au instalație, au lumini, au tot ce trebuie. Au și publicul lor. Și publicul lor. Regular. Da. Și e atunci important asta. Tu vorbești cu managerul acelui club, îi trimiți o casetă, dacă ăla spune, da, domnule, ok, vă chemăm, faci niște pași. La noi oamenii nu trimit, nu spun nimic, după care se lamentează că nu-i bagă lumea în seamă, că ei se chinuie, dar nu-i vede nimeni. Să știi că băieții ăștia la Timișoara nu s-au lamentat. Nu, observațiile stai. Au fost ale mele. Nu, nu, personale. Nu, stai. Nu că mi-aș dori eu pentru ei mai mult. Da, dar nu, eu nu vorbeam, feedback. Coro, eu nu vorbeam de ei. Eu vorbeam în general, sunt foarte multe exemple. Ei sunt sigur, poate, cum să spun, lor le place zona asta, se bucură cu 200 de oameni pe care îi iau acolo și pentru ei e suficient. Nici asta nu e abordare greșită. Nu. Dacă asta vor ei, da. Cu ceea ce ți se întâmplă, e ok. E în regulă, că, da. Că noi vorbeam mai devreme de trupele care schimbă stilul. Să știi că asta e o problemă care în general a apărut la noi după 90, înainte lucrurile erau cu totul altfel. În general, muzicienii pe vremuri cântau de plăcere cei mai mulți și doreau în zona lor să fie mai bun ca alții din zona lor. La noi, din păcate, după 90, ușor, ușor, cam toți se apucă de cântat pentru a face rost de bani. Adică sunt două tipuri de muzicieni. Cei care cântă de plăcere și dacă au calitate în compoziții, banii oricum vin, și unii care sunt chitiți doar pentru bani. Și sunt noua generație de cam de 10-12 ani care își fac trupă și cântă doar ce e la modă acum. Înțelegi? Aș spune că... În general. În adâncimile underground-ului n-au fost atinse atât de tare de apucătura asta de... adică oamenii să fie conduși de aspectul ăsta financiar. Dar e foarte clar că de la un punct încolo oamenii încearcă, sunt mult mai atenți decât acum 10-15 ani să și monetizeze din propriile creații. Ceea ce îi, la un moment dat îi blochează în timpul procesului, știi? Că atingi un anumit nivel, e foarte clar că ai, să spunem, un fan base la tine în oraș sau într-un oraș limitrof, proxim, dar e un număr relativ redus pe care exact genul ăsta de trupă insistă să-l folosească și să-l uziteze mult prea des și fără să reprezinte lucruri noi. Adică nu e nicio fericire să-ți chem prietenii la concert o dată pe lună și să le prezinți aproximativ același set. Sau am văzut că acum mai e treaba asta cu să sărbătorim pe Cutărescu din trupă că e ziua lui de naștere și mai punem de un concert. Și în felul ăsta luăm biletele de la intrare și toată lumea e fericită.
Exact genul ăsta de trupe sunt și trupele care refuză să deschidă pentru alte trupe mari venite în turneu. Pe ideea că de ce să ajute, de ce să contribuie cu propriul lor fanbase într-o construcție din asta de turneu. E o abordare nu numai profund greșită, dar foarte toxică. De ce? Pentru că e ca și cum ți-ai ține propriul public captiv, dar publicul respectiv nu sunt oi pe care să poți să le închizi într-un țar. Oamenii ăia oricum vor alege ei singuri la ce concerte să meargă, în ce locații și cu cât insiști să-i ții mai adunați și cu cât insiști să nu afle despre ce se întâmplă de fapt. E cu atât mai rău. Eu consider că și concurența, și multe concerte, și cele mai diverse line-up-uri constituie un mare plus pentru scenă. Adică, astăzi, cânti cu o trupă care e complet diferită de stilul tău. Există în felul ăsta, îți maximizezi șansele să fii văzut de publicul trupei cu care împarți scena și care altfel n-ar participa la un concert de-al tău. Nu. Tu alegi soluția simplă, bula ta de confort, care include cei 50-60 de prieteni pe care i-ai văzut și luna trecută, cărora nu le cânti nimic nou, cu care faci aceleași glume, în care s-au obișnuit cu glumele tale, cărora le răspunzi de pe scenă, cărora le știi numele deja, dar ăsta nu e un drum pe care o trupă serioasă îl alege dacă își dorește să facă măcar un pic de carieră. D'accord. Să știi că după știrile de la ora 22, o să mai avem normal încă o oră de emisie. Uite, ai deschis un subiect pe care eu am vrut să-l iau în calcul după ora 23. Partea asta cu live, cu trupele care consideră că dacă ele cântă un gen, toate trupele din seara aia trebuie să fie de același gen. Exact. Asta denotă de fapt și, adică e o chestie implicit și a publicului care, de fapt, hai că o să vorbim după 23, că o să-ți spun, este un subiect pe care l-am discutat și acum vreo 20 de ani, am stat de vorbă și cu foarte mulți de afară și tot i-am întrebat, domne, cum faceți voi un line-up la festivalul X sau Y afară, unde e diversitate foarte mare de stiluri. Și cu toate astea vin zeci și zeci de mii de oameni. La noi, dacă ai face așa ceva, și eu am făcut așa ceva și am fost apostrofat la un Rock the City cu Machine Head, dacă mai ții minte. Dar hai că o să vorbim după știri, pentru că vreau să mai ascultăm o trupă pe care am mai difuzat-o de-a lungul anilor. Este vorba despre Grohot din Bacău, o Nu, trupă care... sunt din Comănești. Bine, da, dar e Județul tot din Bacău, da. zonă. Da, Un tot din zonă. orășel mititel, despre ei era vorba în momentul în care am spus că vin dintr-o zonă declarată, defavorizată de către statul român, o zonă monoindustrială. O să povestim despre ei, fiindcă demo-ul lor de debut are și hibe, în sensul că e tras acasă. Este exact genul de producție la limită care se poate întâmpla într-un orășel din ăsta de provincie, fără foarte multe posibilități, dar cu foarte mult entuziasm. Fiind și debutul, bineînțeles că sunt exact la punctul în care au luat cele mai bune riff-uri, au programat o mașină de ritm care să le cânte tobele, au tras vocea probabil acasă, au pus o prietenă să le deseneze o copertă, un cavaler care e mai degrabă extras dintr-un joc de calculator decât dintr-o gravură, așa cum i-ar sta bine unei trupe black metal. Îmi plac foarte mult versurile lor, care sunt în limba română. Îmi plac foarte tare câteva, vreo două, trei armonii din piesele lor. Chiar sunt curios care dintre ce piesă ai ales de pe demo. Gin. Gin. Păi poți Așa să... facem. Bine, hai, nu, hai, poți să spui acum, dacă o știi și ai ascultat-o, Păi poți să spui... le-am ascultat tot demo-ul de mai multe ori, chiar săptămâna asta, în momentul în care am stabilit împreună playlist-ul din seara asta, am trecut prin toate materialele de la fiecare trupă în parte.
Și interesant a fost că unul dintre ei m-a și contactat să îmi sugereze să le ascult demo-ul. Am apreciat genul ăsta de inițiativă, mai ales că a venit exact în contextul în care chiar le ascultam materialul în momentul respectiv. Și i-am spus părerea mea sinceră despre, l-am și notat, l-am notat demo-ul, dar nu o să fac treaba asta public, fiindcă am apucătura asta să nu mai dau note. Vreau ca oamenii să asculte și să hotărască pentru ei dacă le place sau nu. Și acum o să spun și o anecdotă veche de pe vremea Heavy Metal Magazine-ului, când era ziar. Te rog să mă crezi că în momentul în care scoteai ziarul, mă uitam cui dădeai cele mai proaste note la black metal și tu și Noni, ca să... De acolo mă inspiram. Ziceam, haide mă, dacă nu i-a plăcut lui Lenzi Chiriac și Lonnie Hutter, e imposibil să nu-mi placă și mie măcar una, două dintre astea. Era așa, pe modelul... Tu erai cu power metal, cu heavy metal, adică genul de clasic. Și atunci, black metal ăsta de care voi vă amuzați atunci și uite, băieții ăștia vopsiți pe față cu ciocane, cu centuri, cu nu știu ce, făceam o listă cu ei, după care mi-atrăgeau atenția, adică piratam muzica, de ce să vorbesc prostii, că nu făceam altceva decât să le piratez muzica. Bine, e adevărat că pe vremuri, totuși, mai ales în anii 90, Black-ul avea un nivel, apăruseră foarte multe trupe chiar Exact. ok, și chiar, uite, Immortal este una dintre trupele mele preferate în domeniu și mi-au mai plăcut unele. E adevărat că îmi plăceau mai multe alte genuri. Thrash metal îmi plăcea foarte mult și ascultau multe că, cum să spun, făcând atâtea emisiuni la radio, trebuie să vreau, nu vreau, trebuie să ascult de toate. Și unele îmi plac, unele nu îmi plac, dar ce se întâmplă acum, nu știu, mie mi se pare că se reîncălzește ciorba, dar sună altfel, că normal e alt echipament. Hai să ascultăm Grohot, apoi revenim după știrile de la ora 22 cu partea a doua a acestei ediții rezervată underground-ului românesc. Ascultă Studio Rock, cea mai veche emisiune de rock metal din România. În fiecare vineri de la ora 10 seara, Lenzi Chiriac te așteaptă la Studio Rock. Noutăți discografice în premieră, știri de ultimă oră și interviuri cu trupe. Studio Rock, vineri de la 10 seara, cu Lenzi Chiriac, doar pe București FM.
istoria rockului. Urmează a doua oră a emisiunii Istoria Rockului aici pe 98,3 FM. Lenții Chiriac vă spune din nou bun găsit și urmează încă o oră rezervată undergroundului autohton. Apoi, după știrile de la ora 23, intrăm în zona de noutăți discografice, iar după știrile de la 12 noaptea veți avea albumul săptămânii. Alături de mine este tot Coro, am să vorbesc cu Coro tot despre undergroundul românesc, pentru că mai sunt câteva subiecte interesante și rămăsesem ceva mai devreme, Coro, la discuția noastră legată de acea schimbare deasă de stiluri pe care o trupă underground o are în într-un interval destul de scurt de timp și chiar mă gândeam la trupele de afară, trupe care, indiferent de ce gen, bine, sunt și câteva excepții și afară, gen Anathema, gen, nu știu, Samael, de exemplu, Samael, Moonspell, de exemplu, sunt câteva mici exemple și uite-te dacă faci așa un calcul, ai să-ți dai seama că la toate aceste trupe, tot prima lor perioadă a rămas, cum să spun așa, de bază și lumea vrea tot prima perioadă, nu a doua perioadă. Însă cele mai multe trupe, cum încep, așa continuă și de aici rezultă și calitatea trupei și respectul pe care îl are față de un public. Pentru că te uiți la o trupă de afară și vorbesc de trupele mari, că de asta au și ajuns trupe mari, pentru că au ținut o linie, au făcut ca publicul lor să crească de la an la an, de la disc la disc și au ajuns la un nivel în care pot emite pretenții în domeniu. Dacă îți schimbi stilul de la an la an, de la disc la disc, de la piesă la piesă, nu, practic nu rezolvă absolut nimic, pentru că îi super pe unii, nu ești, nu îi împași pe ceilalți, cazul GAD, ce spuneai mai devreme. Ei au o, cumva așa o mică scuză că vreo 20 de ani au mai cântat. Și atunci, dacă ei au revenit cu această nouă direcție, care s-a întâmplat să fie ce se cântă acum în zona asta, genul ăsta Viking Metal, Folk Metal și așa mai departe, clar că pe vechi fenii a cam supărat și nu-i mai interesează noua variantă, dar există și varianta ca publicul care e nou, care ascultă acum astfel de sonorități și care clar n-au auzit de GAD niciodată, să spună, uite domnule, o trupă care sună ok în domeniu. Dar în, asta în pentru mod că, normal, dar adică asta pentru în că teorie, așa ar trebui să funcționeze. Nenorocirea e că nici măcar nu funcționează așa, pentru că publicul de generație nouă se atașează de trupe de vârsta lor. Și asta e adevărat. GAD, în momentul în care au revenit cu folk metal în, după 15 ani, nu sunt 20, în care n-au cântat, în, au găsit o scenă deja construită de folk metal, cu trupe pe care, dacă ne uităm acum pe internet, cu care au și acum numere mult mai bune decât au avut vreodată GAD, când vorbim de social media, de stream, de număr de streaming-uri și așa ceva. În trupe care s-au validat și au construit un network de ascultători, de fani, în care pot să-i bată din orice punct de vedere pe GAD. De ce? Au de partea lor tinerețe, au de partea lor mult mai mult timp liber și sunt fix la vârsta la care își doresc să petreacă timp la concerte, le e mult mai ușor să călătorească la un concert sau la un festival de gen.
Adică e exact publicul nișat pe care îl vânează de fapt toată lumea. Un public de la 18 la 30 de ani, în timp ce trupele din anii 90, mai ales dacă au schimbat stilul și au păstrat un oarecare număr de prieteni din anturajul de atunci, care în continuare vin în primul rând din motive sociale, nu neapărat că le-ar urmări activitatea cu mai multă atenție, și pe care nu poți să te bazezi la infinit ca trupă. Hai să vedem, cred că când am difuzat? Am difuzat luna trecută sau acum 2 luni, o trupă care cânta despre cum e să fumezi marihuana și nu știu ce, dar ei au 45 de ani, adică e cool să faci asta când ai 18 ani și să... Adică, da, când ai deja 40 de ani, parcă ai vrea o abordare mai serioasă, nu mai poți să fii adolescentul teribil care ascultă corn, știi? Pentru fiecare lucru în parte există un moment potrivit. Tocmai de asta sunt foarte interesante trupele care reușesc să-și respecte stilul pe care l-au abordat inițial, eventual să-și aducă o contribuție creativă, cumva să-ți prezinte o altă fațetă a acelui stil, updatată după 5 ani, după 10 ani, în ton cu vremurile, ca să spun așa, adică să aduci stilul ăla în actualitate, ca să spun așa. Vine Pentru că Coro mai și... avem și trupele alea care cântă fix ca în anii 90 și stăm și le auzim și zici, băi, nu e așa, mă, că sună ca 94, ca 95, are o anumită savoare, că până la urmă alea au fost tinerețile noastre. Suntem atașați emoțional de stilul ăla de muzică, dar asta nu face producțiile actuale în momentul ăsta. Adică, nici nu trebuie ca așteptările să fie ca pentru un produs de 2021, dacă tu continui să suni ca 94. Bine, stai, să sun ce? Din punct de vedere muzical, nu ca sound, nu? Din punct de vedere muzical și ca sound. A, Că de bine. fapt se întâmplă treaba asta Bine. foarte frecvent. Nu suntem, n-are România asta atât de mulți producători încât să zici, băi, ui, avem doi băieți care scot ca în 2020 măcar, dacă nu ca în 2021, știi? Nu. În tot producțiile le gândești, plus că oamenii nici nu prea știu ce să ceară, mai ales dacă sunt la începuturi sau așa. Zice, băi, a ieșit, hai că sună mulțumitor, e bine pentru România. Nu e deloc bine pentru România, că nu te bați doar cu România. Tu trebuie să oferi un produs de calitate, cât mai de calitate în momentul respectiv. Îți dorești să joci în Champions League? Păi joacă în Champions League cu un produs, chiar dacă ești pe ultimul loc în Champions League. E mai frumos să fii pe ultimul loc în Champions League decât să fii lider la tine în oraș. Asta e adevărul, sau cel puțin Bine, asta e știi cum e? perspectiva mea Da. din punctul ăsta de vedere. Da, e un punct de vedere. Nu am cum să spun dacă e bine sau nu, pentru că știi cum e, ca în orice discuție, unii sunt de acord cu tine, unii nu Cu sunt de acord. siguranță, cu siguranță. Nici nu am pretenția că asta ar însemna adevărul absolut. Da, Dar din suntem punctul meu de de destul de vedere. multă vreme amândoi în treaba asta încât să ne putem argumenta cu talent opiniile. Adică nu Corod. sunt. Da, din punctul meu de vedere, de exemplu, uite, eu spun cum văd eu treaba asta. Pe mine nu mă interesează dacă o trupă nouă cu muzicieni de, nu știu, 18-20 de ani cântă ca în anii 70. Da, e F super cool foarte, dacă se foarte întâmplă bine. asta. Și dacă sună ca atunci, e ok. Pe mine mă interesează să sune bine. Pe mine nu mă interesează dacă Taine sau, nu știu cine mai era, Neurotica sau Altar, vor ei să cânte ca în anii 90 și să sune ca atunci. E ok. Problema e dacă cânți bine sau nu cânți bine. Sau mai bine zis, dacă ai piese bune sau proaste. Că așa, dacă toată lumea ar suna și să aibă sound-ul din 2021, n-ar mai fi niciun farmec. Sound care, din punctul meu de vedere, pentru foarte multe genuri, nu le avantajează.
Adică sound-ul din 2021 se pretează foarte bine doar la genurile astea mai noi, să spunem, apărute așa în ultimii 10 ani. Dar pentru un sound, un hard and heavy, un stoner rock, un doom, un thrash metal, eu cred că ce se întâmplă acum, tehnologia asta de acum, nu le face. Sună bine, dar nu e exact ce trebuie. Ai ascultat, de exemplu, ultimul Benediction? Bă, să spun sincer, e unul dintre discurile mele favorite de anul trecut, din 2020. Asta am vrut să zic. Ai văzut cum sună băieția după atâția ani de pauză? A ieșit un disc fabulos, doar că au tras concluzie din punct de vedere ale producției și producție de 2020, cu toate volumele sus. Într-adevăr, au păstrat sound-ul ăla ca pe vremuri, când vorbim de sound-ul chitarelor, de exemplu. Și, bineînțeles, interpretarea carismatică a băiatului care a mai trecut odată Rubiconul după 25 de ani. Foarte plăcut, mai ales după ce l-auzisem într-o altă trupă, revenind după nu știu câți ani în scena de death metal, Dave Ingram m-a mulțumit total sufletește acum pe nou disc Benediction. Dar e clar o diferență la volum. După ce am ascultat nou disc Benediction din 2020, m-am întors la Transcender Rubicon. Păi a trebuit să dau mai tare. De ce? Pentru că volumele în 2020 sunt... Eu am înțeles, exagerat, nu? De sus față de ce se întâmplă înainte. E adevărat, pentru că normal s-a schimbat tehnologia. Tehnologia se schimbă an de an, dar apoi la 30 de ani. Dar eu vorbesc de modul de execuție, de modul cum sună chitara. Sună, nu sună la chitara de la Benediction sau chitara de la Sodom, sau uite, au apărut destul de multe discuri bune la finele anului trecut cu trupe oldies. Nu sună ca trupele astea noi care sunt apărute acum de câțiva ani. Nu, adică, pentru că au folosit rețeta veche. Exact, asta vreau despre să spun. Asta e vorba. Adică dacă tu ești... tehnologie, n-au devenit sclavii tehnologiei ai sculelor digitale by default, al emulatoarelor. Nu. Au intrat în studio și au înregistrat. Exact, da, asta... se înregistrează cu carne, cu ampuri. Asta vreau să spun. Când ai idei și când știi ce vrei și ești un om care nu vrea să facă compromisuri, e clar că ți iese un produs bun. Dacă ești tot timpul te gândești, aoleo, ce cântăm, ce e acum, metalcore, dar parcă am cântat și Viking, că și ăla se cere. Dacă cântăm Viking, dar hai să facem și ceva părți de deathcore, că și ăsta e la mod acum. Adică ei se învârt, uite-te la trupele noastre, 90% se învârt cam în aceleași direcții muzicale, toate sună la fel, au aceeași problemă, n-au sound propriu, nu te prinzi cine-i pe chitară sau dacă tobele sună într-un fel sau toate trupele sună la fel, toți vor să fie cât mai occidentali, și nu se potrivește cu România. E obsesia asta să sunăm ca afară. Dar e ca și cum te-ai depersonalizat, că România nu e ca afară. Știi că se și spune, dacă vrei să vezi cum nu e în Europa, vii în România. Ca să ne întoarcem la subiectul de mai devreme cu Benediction. Benediction e și o trupă care își respectă blazonul. Ca toate celelalte trupe de anul trecut care au ieșit cu discuri. Absolut toate discurile mele favorite de anul trecut sunt din zona asta de old school, death metal. E o nebunie. Parcă toate s-au apucat. Asphyx, la fel. Scos discul ăsta, Necroseros. Da. La fel, în producția de 2021, dar au reușit să descopere acel echilibru între o producție modernă cu toate volumele sus, respectiv o înregistrare care să te ducă în zona aia de clasic a stilului. Acum o să cântăm un pic mai repede pentru că așa e la modă sau cu mai multe breakdown-uri. Nu. O să cântăm ce suntem noi învățați să cântăm Sins Forever, ce ne place
și o să lăsăm producătorul să ducă produsul ca sound în zona de 2020-2021, ca să fie și ăla de la casa de discuri mulțumit și să facem o treabă frumoasă împreună, că acolo e. Acest echilibru, această armonie și acest, până la urmă, e un compromis pe care fiecare trupă îl face mai mult sau mai puțin. Bine, În momentul Coro. în care găsești acest echilibru, ai bătătorit drumul către succes. Coro, da, hai să spunem, și dacă ar vrea să tragă altfel, n-au cum, pentru că nu mai sunt studiourile alea. Toate studiourile respective. E, lasă că ai văzut cum sunt britanicii ăia mă uit prin toate revistele astea cu reclama la studiouri, spune Vintage Studio, nu știu ce, Fair Prices. Așa, toate scule din anii 60, 70, E adevărat, 80, dar să scoase la știi. licitație, fiecare studio, boutique studio din ăsta, vine și spune avem 50 de amplificatoare de pe vremuri, din anii 50 până în prezent. Da, Dar dacă. alea sunt niște excepții și sunt tot niște gimmick-uri ca să-și crească numărul de utilizatori și să-și mărească impactul asupra pieței. E adevărat, doar că totuși tehnologia de remasterizare și de presare a unui vinil sau a CD-ului e tot modernă. Nu e ca acum 30 de ani. Ia un Da, vinil, corect, ia un corect, vinil corect. din anii 80, ia un vinil de acum. Și să vezi că este o diferență. Sunetul e mai puțin organic acum, indiferent că e în formatul analog. Să spun sincer, mă simt foarte bine în momentul în care pun o casetă pirat în player. Trebuie să dau volumul mai tare, așa, pe la nota 10-11, doar ca să-l aduc la volumul de CD, dar e o plăcere cumva să aud totul mai înfundat, ca și cum aș... De ce? Pentru că așa am crescut, e o chestie de... Așa am început eu să ascult muzica asta. În momentul, dacă am vorbit acum cu un puș de 20 de ani care s-a apucat de 5 ani să asculte stilul ăsta, e foarte clar că pe el nu-l mulțumește deloc un genul ăla de sound din trecut. Tocmai de asta nu o să-l convingem. Trebuie să-l convingă muzica de atunci să se atașeze, în primul rând, muzical, nu sound-ului de atunci. După aia mai sunt și trupele astea aproape făcături, gen The Vintage Caravan cu copii care cântă psychedelic rock de ăsta de anii 60-70 cu fuz pe chitare, cu nebunii Dar bine, și cu să știi că totul. trupa nu e rea și Nu, nici nu cântă e spun că e rea. ok. Spun doar că e un gimmick, e o chestie, o invenție care a și prins, mai ales pe piața britanică, de exemplu, unde toată lumea vrea o reîntoarcere de asta permanentă la punctul inițial. De fapt, din punctul meu de vedere, să spun sincer personal, consider că britanicii suferă de treaba asta, că lumea a uitat că ei au inventat stilul ăsta de muzică. Știi? Păi tot din vina lor, stilul ăsta de muzică nu mai există în Marea Britanie. Da, exact. Înțelegi? Iar trupele astea, să știi, sunt poate acești tineri care cântă acum, că sunt foarte multe trupe de tineri care cântă ca în anii 70, poate au background-ul de acasă, de la părinți, sunt oameni care nu sunt influențați de ce se întâmplă acum în scena mondială, nu sunt păcăliți de MTV sau de cine știe ce, Eu să spun sincer și că sunt dacă ai oameni văzut care dintr-un stil într-altul, ascultă. uite la copiii ăștia cu metalcore. Acum 10 ani erau toți absolut inspirați din At the Gates, The Slaughter of the Soul. Discul ăla din 95 era Mesia pentru ei. Acum, fix aceeași noua generație de metalcoriști și deathcoriști s-au apucat și au ascultat Clandestin sau Wolverine Blues de la Entombed și dintr-o dată ăsta e nou Mesia ca sound și ca spirit, așa. Sunt generații, sunt în etapele astea prin care trece lumea și la un moment dat apar trupe din vechime care dintr-o dată devin hyped pentru o nouă generație. E foarte interesant și plăcut, doar că ceea ce rezultă foarte rar
rezultă o chestie cu personalitate. Adică, nu e nimic rău să te inspiri de la o trupă clasică, dar încearcă să-ți aduci aportul creativ, să vii cu ceva în plus al tău. Nu să suni, cum ziceai tu mai devreme, suni ca Entombed doar că e tehnologia din 2020. Cam asta se întâmplă cu marea majoritate a trupelor. Toți vor Left Hand Pat, dar cu sound de 2020. O grămadă trupe din astea care au ajuns inclusiv la label-uri mari. De ce? Pentru că iată, la label-urile mari știu foarte bine că la un moment dat trupele astea se vor epuiza. Pentru că dispar fizic oamenii după o viață de alergătură, de stat în turnee. Nu mai duci până la 80 de ani ca Lemmy. Nici Lemmy săracul n-a dus-o până atunci. Dar în momentul, adică cineva trebuie să le ia locul. Și atunci label-urile majore pregătesc această schimbare. Uite, ne așteptam, eu de exemplu nu mă așteptam niciodată ca Lars Goran Petrov să dispară atât de devreme. Și a închis ochii luna asta, nu? La începutul lui martie. Așa, după cum nu-mi imaginam la începutul anilor 90 că o să fiu vreodată, o să trăiesc vreodată în viața asta să văd live în Tum, s-a întâmplat 15 ani mai târziu și nu mi-am închipuit vreodată că încă 10 ani mai târziu nu o să mai existe în Tum din cauza că unul dintre ei o să moară. Nu mi-am închipuit așa ceva. Era în afara oricărei discuții pentru mine. Ca orice, în momentul în care construiești, îl pui un om pe o statuie, îi construiești o statuie, îl pui pe un soclu, îți imaginezi că nu o să dispară niciodată, că o să fie mereu acolo pentru tine, să-ți livreze. Îmi pare rău că am devenit emoțional și m-am dus în zona asta de fan, dar cred că abordarea ajută. Nu e da. Un... Hai să ascultăm prima trupă din, de fapt, primul muzician din această a doua oră. Este Daius, e o alegere a ta. E o alegere a mea, Daius nu e un one-man band. E mai degrabă o trupă care a fost construită în jurul unui muzician. E un proiect deocamdată de studio care n-a apărut niciodată live. Așa, cu muzicieni români și un muzician străin la tobe. E un material cu care eu am pe care eu l-am auzit încă de acum multă vreme, când era încă în pregătire și în variantă de demo. Mi s-a cerut la momentul respectiv opinia despre el. Eu am venit cu câteva idei și mă bucur foarte tare că au fost apreciate. Și în discul a apărut recent în format digital, respectiv a apărut inclusiv o variantă de colecție într-o ediție super limitată, o chestie din asta făcută de mână, arată exact ca un produs de colecție pe care oamenii să și-l dorească. Ca stil, este în zona de black metal atmosferic. Uite, e unul dintre puținele discuri românești unde instrumentele tradiționale, fluiere, cavale și alte nebunii de-astea cu desuflat, nu sună a hore, a sârbe, a muzică de petrecere, știi? Așa cum sună toate trupele de folk de la noi, cele mai multe. Aș spune din potrivă, oferă mai degrabă un vibe ăsta de melancolie, de... Și un alt aspect foarte interesant în ceea ce privește albumul lui Daius este că e mai mult black metal decât atmosferic folk și abordarea asta. E mai degrabă interpretarea spre black metal, inclusiv cu pasaje foarte brutale, în mare viteză. Mai mult de atâta, îmi place foarte tare felul în care Andrei Oltean, care e unul dintre muzicienii de noua generație pe care eu îl apreciez foarte, foarte mult, așa, tipul care se ocupă de instrumentele de suflat și tradiționale și care e liderul de la EANA și a cântat și cu Negură, și cu Dor de Duh, și cu Dirty Shirt, adică e extrem de ocupat. Un tânăr din generația asta de copii foarte creativi și mă bucur foarte tare că a reușit să-și arate și această parte melancolică în interpretarea de pe disc.
De fapt, mi s-a părut foarte tare că la un moment dat îmi spune, băi, știi, mi-am propus ca să în fiecare an să scot și eu măcar un disc, dacă se poate cu altcineva, știi? Asta mi se pare un efort creativ în adevăratul sens al cuvântului. Să nu vrei să te oprești niciodată, atâta vreme cât ești inspirat, cât oamenilor li se pare interesant să te aibă pe discul lor, și în sensul că ai putea să-ți aduci contribuția de adevăratele, nu doar să cânti un pasaj ca să fie un gimmick, a, o să avem și un caval pe disc. Nu, nu despre asta e vorba. E pur și simplu să fii parte din povestea aia. Fără tine, povestea să fie incompletă. Și cam asta se întâmplă cu... O să ascultăm prima piesă, piesa care deschide discul Daius. Discul se numește Ascuns și piesa se numește Vrutum. Bine. Ei au insistat și pe treaba asta cu limba română arhaică, nu știu ce, doar că mie tema asta mi s-a părut mereu forțată, așa că nimeni nu cântă despre viezure brânză așa și ce iese un fel de, cum vorbesc oamenii în filmele cu Mărgelatul al lui Mircea Drăgan. Cam așa e. Adică o limbă voit arhaică, forțat arhaică, cumva mai degrabă mi-aș fi dorit o interpretare mai naturală, mai poetică, dacă s-ar fi putut. Da? Bine. E bine și așa, îmi place cum a ieșit oricum. Bine, E genul ăsta. hai să ascultăm această piesă cu Zi. Daius, apoi revenim cu alte discuții despre undergroundul autohton. Istoria rockului cu Lenzi Chiriac.
avut Daius. Recunosc că n-am auzit până mi-a trimis Coro această piesă, n-am auzit de acest proiect. Cert este însă că mai avem ceva minute la dispoziție și va trebui să punem punct acestei discuții despre undergroundul autohton și să vorbim un pic despre activitatea live, cel puțin din vara aceasta. Uite, Eduard Ban mi-a scris data trecută: și de unde bani să închiriez echipament din 20 de lei biletul? Din perspectiva mea, cred că prețul biletului e stabilit fix de notorietatea trupelor de pe afiș, respectiv de felul în care este promovat evenimentul în sine. În mod normal, cu efort conjugat, cu un pic de talent și cu acea rețetă de care vorbeai tu, Lenții, mai devreme, în a alege 2-3 trupe valabile, care fiecare să-și aducă să genereze un aport de public, poți să faci un concert foarte reușit cu trupe locale, mai ales acum în perioada asta, în care lucrurile sunt foarte neplăcute din punct de vedere al touringului internațional. Aș spune că cu 2-3 trupe românești, dar ți-am spus toate valabile și cu personalitate, poți să faci un concert cu 200 de persoane fără niciun fel de problemă, care să nu coste 20 de lei, să coste chiar 40-50 de lei. La cât de neieșită pe afară e lumea în momentul ăsta, la cât de multă tensiune există în publicul de profil, să adun 200-300 de spartani care să-ți vină la concert, să respecte regulile astea cu mască, cu stat la masă. Din anumite perspective, chiar vorbeam cu un muzician dintr-o trupă din București, care am avut invitații anul trecut la Deathfest, și îmi spunea acolo: să știi că noi ne-am simțit mai bine cu oamenii stând la masă, pentru că ni s-a părut că ne-au acordat mai multă atenție, adică în timpul setului, că au fost mult mai atenți la ce am cântat. N-a mai fost atmosfera aia de socializare excesivă, de șpriț permanent, nu s-a mai putut întâmpla ca într-o seară normală, și atunci oamenii au fost mai atenți la ce se întâmpla pe scenă. Cum să zic? Da, e și ăsta un punct de vedere. Și poate să fie așa. Cred că cel puțin pentru anumite stiluri e un plus genul ăsta de forțaj static, știi? Pentru că nu-ți mai rămâne de făcut decât să te concentrezi și să focusezi la ceea ce se întâmplă, ce se interpretează. În același timp, nu pot să fiu complet de acord. De ce? Pentru că mie personal îmi lipsește foarte tare atmosfera aia, viermuiala aia de la un concert, știi? Da. În care trupa trebuie să facă un efort de adevăratele ca să-și câștige publicul, ca să-și câștige fanii, știi? Și mai ales să-i pună în mișcare. E un exercițiu de interpretare pe care nu foarte mulți îl stăpânesc până la capăt, știi? Da. Uite, fii atent. Cosmin Isar scrie așa: cam exagerat cu critica la adresa undergroundului românesc, e o situație love-hate. Sunt curios câte trupe metal românești o să mai avem după ce ne revenim din pandemie. Am să-i spun lui Cosmin că nu e nicio critică, este practic o constatare a ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, și o să vorbesc din punctul de vedere a unui om care a stat de vorbă cu sute și sute de trupe de ale noastre. Eu nu sunt din categoria spectator. Eu am stat chiar de vorbă cu ei, și când mergeam la festivaluri și în turnee mă întâlneam, și chiar eram curios să văd cum pun ei problema, ce își doresc și așa mai departe. Nu e nicio critică. Eu n-am nicio treabă
cu trupa X sau Y. Ei decid dacă vor să cânte, dacă nu cântă. Nu pe mine trebuie să mă convingă. Trebuie să-și convingă propriul public. Bineînțeles. Despre asta este vorba. Adică opinia propriului lor public nu se va schimba pentru că Lenzi și Cor au zis că uite că nu sună chiar cool la radio odată într-o duminică seara. Da. Nu, și e părerea mea, Coro, și mi-o mențin, și bineînțeles că părerea lui X sau lui Y o fi alta și asta e. Eu pot să spun de trupa X că nu sună bine, dar dacă ei vând 10.000 de albume și fac un turneu în România și vin 5.000 de oameni la fiecare concert, clar că îmi dovedesc că eu n-am dreptate. Exact. Dar până acum nu mi-a dovedit nimeni că nu am dreptate. Uite că nici măcar aia vechi nu mai pot să ne demonstreze că rămân în continuare rezonabil și valabil și în 2021. Păi, am trecut acum recent să-mi dau seama dintre trupele noastre, poți să le spui majore din generic rock, știi? Voiam să văd cine a scos ultima dată un disc, un disc întreg, cu concept, cu poveste, cu așa. Băi, și mi-a părut atât de rău să constat că, de fapt, ultimul disc din trupele de dinainte de Revoluție, să zic, sau care au început înainte de Revoluție, era Irisul Lunelu, Dumitrescu. Lumea toată e un circ. Un disc pe care n-am putut să-l ascult de două ori. Îmi pare rău, adică îl cunosc pe Costi Damigeană, îl respect, mi se pare un tip absolut agreabil. Stăteam și la șprițuri pe aici, pe drumul taberei, dar mi s-a părut că nu mai era în ton cu vremurile, știi? Că am rămas într-un trecut din ăsta, suspendat într-un trecut. Și după aia mă tot uitam la ani. Zic, bă, până unde ne mai ducem în trecut când a scos una dintre trupele astea un disc valabil? Acum, cu necazul cu Adi Bărar, mă uitam când a apărut ultimul disc al lui Cargo. Acum ceva vreo 20 de ani. Da, în 2003 a apărut un disc de colecție cu piese din anii 90. Cu alte cuvinte, nu vreau să spun că trupa așa păstrat fanii, dimpotrivă, e un câștig că vreme de 20 de ani au putut să cânte, să interpreteze același set sau aproximativ același set și să rămână valabil pentru o anumită categorie de spectatori, știi, pentru un public. Că putem să-i spunem nostalgică. Dar e foarte interesant că la Cargo am și văzut live vara trecută și am constatat că aveau o nouă generație de fani care rezonau cu muzica lor din anii 90, atunci abia să nășteau, ceea ce e foarte rar pentru o trupă românească, știi? Da. Uite, Costi Azuiței scrie așa, referitor la publicul atent. Dacă revin asupra acestui aspect, s-a produs foarte puțină muzică în zona asta de mainstream rock. Da. Ăsta e adevărul. Pentru că în ultimii 20 de ani le putem număra pe degete. Pentru că spun și de ce, Coro. Pentru că noua generație de muzicieni, vorbesc din ultimii 20 de ani, și se pare că e la nivel mondial toată faza asta, nu-i doar în România. Uite-te că și afară, și mă refer la Germania, Anglia, America, nivelul a scăzut destul de mult din punct de vedere muzical. Uite-te că, practic, oamenii, cele mai mari concerte, publicul cel mai numeros, vine tot la trupele vechi. Da, da? Exact. Te duci la AC/DC, auzi același Highway to Hell, același Back in Black de acum 40 de ani, și îți umple stadion 60, 70, 80, 100 de mii de... Și sunt trupele astea noi, difuzate non-stop, peste tot, și dacă îți vin 5.000 mare sărbătoare, dintre care jumate din aia vin că i-au văzut la televizor și cred că e ceva cool și trebuie să fie și ei. Dar după 5 ani nu mai auzi de trupa acutare. Așa e și la noi. Da? Uite că lumea vorbește tot de Cargo, tot de celelalte cuvinte, tot de Iris, tot de Compact, tot de Phoenix și așa mai departe. Iartă-mă, exact, uite, celelalte cuvinte este excepția de la această regulă. În
Odată că au scos în continuare muzică și mă bucur foarte tare că domnul Călin Pop rămâne în continuare creativ, inclusiv pe varianta lui de solo. Îmi plac foarte mult marea majoritate a pieselor pe care le-a scos singur. Așa, și acum, în toamna anului trecut, i-am văzut la lucru după ce băiatul lui a fost concediat de pandemie din trupa lui Smiley. Călin a decis să-l aducă, la celelalte cuvinte, în poziția de chitarist solo și am asistat la primul concert. Mi-a plăcut foarte tare și mi s-a părut că Marius a avut o contribuție la nivel de vână, de Dar pur să și știi că simplu a dat o nouă culoare Da, dar e un chitarist soundului foarte celorlalte bun, să cuvinte. știi. E un chitarist foarte bun. E un chitarist foarte bun și clar care vine dintr-o altă generație, cu altfel de skill-uri și cu altfel de interpretare. Normal, dar exact ce vorbeam eu mai devreme. Uită-te la celelalte cuvinte. Ei au rămas tot timpul fidel unui gen, cu toate că ultimile 3-4 discuri, e adevărat, nu mai e celelalte cuvinte din anii 80, dar știi că e celelalte cuvinte. Înțelegi? S-au Nu, mai așa au updatat păstrat și ei, da. sound-ul și mai ales vibe-ul ăla Da, muzical. exact, asta vreau să spun. Ceea ce sunt foarte puține exemplificări la noi din genul ăsta. Uite, de exemplu, stai că s-a dus acum că internetul ăsta mai... Să spun ce, că mai sunt câteva comentarii și vreau să le iau în calcul. Uite. Stai o secundă, că am... Da, uite, au venit multe, au trecut toate, nu le mai țin pasul. Da, în fine, hai că o să-l găsesc acum, că nu mai avem nici mult timp la dispoziție. Legat de partea live, se pare că, de fapt nu se pare, cu siguranță și anul ăsta o să fie la fel de prost ca anul trecut. Poate să zicem că există anumite variante ca, începând așa din mai, iunie, să se mai elibereze un pic toată nebunia asta, la modul, adică mulți speră că la un concert open air să n-ai 500 de oameni, să meargă cu 1000 de oameni, de exemplu. Da, să crească numerele progresiv. Un pic acolo cât să mai fie ok, ceea ce n-ar fi rău, pentru că 500 de oameni în plus contează, din punctul meu de vedere, mai ales pentru zona asta autohtonă. Poți să faci ceva mai multe. Da, Mai multe lucruri cu 500 de oameni în plus. Pur și simplu mărești șansele de a putea să ai un eveniment reușit și din punct de vedere financiar, în sensul să te capacitezi în alți parametri. Când ești apăsat de numărul maxim de participanți la 500, nici nu poți să vii să zici, o să punem biletul 30-40 de euro la un pachet cu trupe autohtone, pentru că trebuie să existe un echilibru, o justă măsură a lucrurilor. E foarte greu de descoperit și de contorizat treaba asta. Și în același timp trebuie să se întâmple lucrurile în așa fel încât publicul să nu se simtă nici constrâns, în afară de faptul că trebuie să depășească momentul ăsta de ipocondrie colectivă. Mai e și chestia aia să nu se simtă tras în piept, pentru că asta se întâmplă foarte des la români. Am văzut reproșuri din astea în online de fiecare dată când se discută situația absolut precară a acestei industrii blocate de pandemie de un an și ceva de zile, cu companii la aproape de faliment, cu trupe care n-au unde cânta, cu muzicieni care s-au întors la părinți acasă și tot așa. Și e replica aia răutăcioasă pe modelul, dacă încerați banii aia mulți pe bilete, era frumos și bine. Cu alte cuvinte, tot timpul vor exista oameni care consideră că plătesc prea mult sau că artiștii cer prea mult pentru propria performanță, dar fără să înțeleagă ce înseamnă să produci un eveniment cu adevărat și care sunt costurile pentru a produce un eveniment care să mulțumească publicul, să le ofere un spectacol,
cu care ei să se poată mândri. Am participat, uite, a fost o experiență minunată. Am fost la Râșnov și a ieșit cool. Am fost la Brezoi și a ieșit cool. Adică o amintire, momentul respectiv să conteze în Coro, tu știi foarte petrecerea bine că, timpului liber. Coro, tu știi foarte bine că la orice eveniment în România există o categorie de oameni care au tot timpul ceva de comentat. Tot timpul sunt nemulțumiți. Eu îi consider că e o minoritate, sunt foarte vehemenți în online. Eu cred că sunt foarte vehemenți în online din cauza că n-au foarte mulți prieteni cu care să spună lucrurile la șpriț. Și dacă n-ar fi fost online, nu a aflat nimeni de ei niciodată. Uite, Tudor Scânteie zice, bă, deci una peste alta, underground-ul e ceva nasolie mare din care trebuie să te tirezi după o perioadă, că altfel ești tratat. Tudor e o veche cunoștință de-a mea care a activat și activează în continuare în underground. E foarte interesant din punctul ăsta de vedere, inclusiv a activat și activează și în domeniul ăsta de producție la nivel underground, cu rezultate destul de interesante. Dar așa ca fire face parte din gașca aia cu apă la scenă, cu hashtag-urile astea Caterinco psihotice, ca să le spun așa. E în categoria de nemulțumiți. De ce? Nu-mi dau seama de ce, dar e foarte cool că se întâmplă și că el încă există și își desfășoară activitatea. Îmi place foarte tare că a intervenit. Da. Uite, Costi Azuiți spunea că lui nu-i plac la concerte, n-am mai găsit mesajul, dar am ținut minte ce a spus, că unii stau și sunt atenți și alții se plimbă aiurea și nu sunt atenți la, practic, la ce se întâmplă. Haideți să nu judecăm fiecare persoană în parte, fiindcă toată lumea vine acolo pentru altceva. Concertul, până la urmă, reprezintă doar mediumul în care oamenii se simt bine și pot să fie împreună. Oferă pretextul de a ieși în oraș, de a petrece timp împreună cu prieteni, pe unii dintre ei întâlnești doar acolo și dacă pleci mulțumit după un concert, în sensul că nu simți că ai pierdut 3 ore sau 4 ore degeaba, cu atât scopul a fost atins. În loc să fim atenți la alții care nu sunt atenți la muzică și care poate să uite după fete sau le place să stea la șpriț sau le place să stea la bârfă, nu s-au mai văzut de mult. Fiecare om are cât un motiv și mai ales ține de starea de spirit a fiecăruia din momentul respectiv. Ai venit obosit de la serviciu și vrei să-ți vezi trupa favorită. Dintr-o dată, două fete care se clizesc lângă tine devin ținta ta. Da, bine, acum știi cum e, sunt N și N motive, Da, fiecare merge exact. Tocmai de de... asta nici măcar nu trebuie să discutăm foarte tare pe tema asta. De exemplu, pe mine mă deranjează foarte tare ăștia care filmează cu telefonul, știi? Băi, mă nebunesc. Eu fiind mic de înălțime, tot timpul trebuie să îmi caut un loc în care să văd bine scena fără telefoanele alea. Dacă asta se întâmplă acum, nu o să pot să mă duc să le spun oamenilor, bă, nu o să se uite mă nimeni la materialele astea. Le salvați voi în telefon și le arătați la tovarăși. Că uite, am fost la concertul cu Putare, trupă. Da. Asta e tot. Nu o să faceți vreun mare blog cu înregistrările voastre sau vlog cu înregistrările voastre de pe telefon. Da. O faceți pentru voi. Da, mă deranjează, dar nu o să pot să le reproșez treaba asta doar din cauza că unii sunt mai înalți ca mine și mai și ridică o mână 2 metri mai încolo și nu mai poți să vezi scena. Asta este. Sunt vremurile pe care le trăim. Trebuie să avem înțelegere unii față de ceilalți. Trebuie să mănânci și tu mai mult spanac. Nu, urzici, urzici, e Urzici, vremea da. urzicilor acum, Urzicilor. da. Coro, hai că mai avem o trupă de ascultat în această ediție de Underground, apoi după știrile de la ora 23 o să aveți câteva noutăți discografice, iar după știrile de la 12 noaptea urmează albumul săptămânii și intră în calcul Church of Cthulhu. Da, Ai este. 20 de secunde să o prezinți. Păi ce, o trupă super cool de ăștia de
exagerează foarte tare din punct de vedere al chitarelor cu fuzz, în stilul e considerat sludge doom, din ăsta de totul e dat tare în blană, totul e slow, și cu piesa pe care am ales-o are și foarte mult farmec, fiindcă au la voce invitat un american din Texas, un barbă roșie din ăsta, care are o interpretare e un pic ieșită din comun și care mie mi-a plăcut, știi? M-a entuziasmat. De fapt, tot discul Church of Tool a apărut anul trecut, mi-a plăcut foarte tare, în sensul că a adunat foarte mulți muzicieni alături. Ciprian a invitat foarte mulți muzicieni și români și pe acest străin ca să iasă un disc cât mai variat, cât mai rămas în zona asta de I Hate God, dar cu încercând să aducă personalități diferite pe fiecare piesă, în special pe părțile de voce. Bine, hai să o ascultăm. Îți mulțumesc mult de tocoro, baftă în Sănătate multă, continuare. m-am bucurat să fiu din nou alături de tine. Dacă mai ai chef așa, poți să ascult și după știrile de la 23, că o să dau câteva lucruri interesante și toate cele bune și ascultăm Church of Tulu.